Conclusiva la finale del due parole. E siamo venuti qua per vincere, siamo partiti bene, abbiamo avuto occasioni importanti nei primi 15 minuti, ma non abbiamo sbagliato e Volotari ha fatto un gol e ha rischiato di fare secondo gol. Però il calcio è così, noi a livello nervoso non eravamo bravi a giocare, belli da vedere, ma non eravamo cattivi. Poi siamo stati bravi a fare gol e credo che insomma nella partita abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo vinto in un campo difficile con una squadra che ci ha messo anche in difficoltà. Am venit astăzi aici să câștigăm, am început bine, chiar am avut ocazii în primele 15 minute, dar apoi am greșit, iar voluntarii a reușit să înscrie, putea chiar să mai marcheze încă o dată. Cred că chiar dacă jocul arăta bine și noi arătam bine, la nivel nervos nu eram 100%, e un teren dificil cu o echipă dificilă acasă. Sunteți mulțumit de forma echipei, 3 victorii la rând? E sì, l'equipo sta bene, gioca, ma oggi non era quella, secondo me, quella carica nervosa, non eravamo in grande condizione psicofisica, più nervosa che di idea. E poi, sai, la partita abbiamo sbagliato i primi 10-15 minuti, 3-4 gol molto, molto grossi, quindi anche a livello mentale era un po' in difficoltà, però poi ci siamo rimessi in carreggiata, come si dice così, e abbiamo insomma vinto meritatamente. Da, sunt mulțumit, echipa e bine, joacă. A fost un meci, așa cum v-am spus, în care din punct de vedere mental, al încărcăturii nervoase, nu eram foarte bine. Am ratat în primele 15 minute ocazii chiar foarte mari. Am fost puțin în dificultate, însă apoi am reușit să revenim și să marcăm și să câștigăm. Cel puțin pentru 2 ore sunteți pe primul loc. Și înseamnă asta pentru dumneavoastră și cum vedeți meciul care pe deja a început? Ma io, per parere mio, sono contento di quello che abbiamo fatto noi. Poi quello che fanno altri, sinceramente, non guardo, ma dico con verità, non guardo. Ho detto a squadra, per 2 ore siamo in testa, davanti, prime. Va bene così, adesso recuperiamo. Abbiamo tanti giocatori, vari giocatori che vanno in nazionale, più di 10 tra Under 21 e nazionale, quindi abbiamo bisogno di recuperare perché secondo me a livello proprio nervoso non eravamo in una grande serata, però abbiamo avuto tante idee di gioco, di sviluppo e questo mi fa ben sperare per futuro. Eu sunt mulțumit de ce am reușit noi să facem în această seară. Vă spun sincer și real, nu urmăresc ce fac ceilalți. 2 ore suntem primii, e bine așa, asta a depins de noi. Acum e important să ne recuperăm. Cred că avem mai mult de 10 jucători care vor pleca la echipele naționale. Repet încă o dată, din punct de vedere nervos, să spunem că nu a fost o seară mare, dar am fost o echipă care a avut idei de joc și asta îmi dă speranțe pentru viitor. Nu mă priviți pe celelalte echipe, dar cum vedeți campionatul de acum înainte, având în vedere că nicio echipă nu este europene, molto equilibrato. Quest'anno sarà un campionato molto equilibrato, 3-4 squadre forti, senza più le coppe, quindi con obiettivo campionato, coppa. Io credo che è un campionato molto molto equilibrato, quindi non so, quello che ho detto prima, senza più le coppe, con un obiettivo solo, sarà veramente 3-4 squadre che fino alla fine saranno in gara tutte. Io non credo che adesso non c'è una favorita. È un campionato, come giustamente hai detto, molto molto equilibrato, senza le coppe, e quindi dobbiamo lavorare molto. Io credo la squadra stia facendo bene, ma è ancora secondo me un 60%, deve crescere, lavorare ancora molto, e credo che possiamo fare bene.
Cred că e un campionat, un sezon foarte echilibrat anul acesta. Sunt, cred că vor fi 3-4 echipe foarte puternice, care acum nu mai sunt angrenate în Europa și au un singur obiectiv, campionatul. Cred că aceste echipe vor duce până la final lupta. Acum, în acest moment, nu este vreuna care este favorită. Va fi un sezon foarte echilibrat, iar pentru asta trebuie să muncim foarte mult, să facem bine. În acest moment, cred că suntem undeva la 60% capacitatea noastră. E binevenită această pauză pentru echipă? Visto a livello nervoso, sì, sono, anche se abbiamo fatto 3 vittorie di seguito, secondo me eravamo in calo, a livello proprio nervoso, avevamo speso molto, quindi secondo me va bene così e poi adesso abbiamo tempo per recuperare e poi speriamo, insomma, di essere pronti quando riprenderemo. Da, consider că din punct de vedere nervos e bine că se întrerupe. Am pierdut foarte multă energie în ultimele meciuri. E important să ne recuperăm. Acum o să avem puțin timp să fim bine la ora relorii campionatului.